și urmează un nou video. Hei, bună, ce faceți? Astăzi revenim cu un video nou, un video care nu o să aibă legătură cu călătoria mea, pentru că în săptămâna asta au fost câteva lucruri pe care pe mine m-au deranjat ca mamă și o să vorbesc despre lucrurile astea, pe care probabil și voi o să... Când o să aveți copii, dacă nu aveți, o să vă deranjeze și dacă aveți copii, probabil vă deranjează. Video despre călătorie o să fac data viitoare și o să vă spun experiența mea în Portugalia, cum a fost, dacă mi-a plăcut sau nu, dacă vă sfătuiesc să mergeți sau nu. Așa că să-i dăm drumul la video. Așa cum vă spuneam, astăzi o să vorbesc despre câteva lucruri pe care pe mine mă enervează ca mamă, mai ales acum de când Cezar a devenit un pic mai mare. Și cred că cel mai tare pe mine mă deranjează ca mamă atunci când vine făcută o comparație între copii. Să vă explic ceva, eu cred că fiecare copil are caracterul, timpul și modul lui de a fi. Niciodată să nu faceți prostia să vă paragonați copilul cu un alt copil. Spre exemplu, păi uite, copilul meu la un an, nu știu, merge. Și voi să vă preocupați că al vostru nu merge. Sau, uite, copilul meu la un an, nu știu, zice mama, tata, dar al tipei, nu știu care, nu zice. Deci, niciodată să nu faceți să vă paragonați nici în bine, nici în rău. Adică nu e că, vai, copilul meu face atât de multe și copilul alteia nu. Nu, pentru că fiecare copil are timpul lui. Și să vă spun, chestia care mă enervează cel mai tare pe mine, Cezar încă nu merge. El, deci cum să spun, are o jucărie care se ține, merge, dacă îl ține mult, se merge, dar el încă nu merge singur. Eu cred că el nu merge singur și vă spun de ce. Că este precaut, adică el înainte să înceapă să meargă de-a bușilea, vai Doamne, deci se punea așa și era foarte atent să nu cadă. Spre exemplu, el ca atunci când se ridică în picioare trebuie să aibă ceva unde să se țină, pentru că el este mai precaut și nu e frică să nu cadă, să se lovească. Nu știu de unde a luat chestia asta, în sensul că niciodată nu a căzut tare, să zici, s-a speriat undeva. Nu știu, așa e el. Iar chestia asta cu cât timp are? 14 luni. Și încă nu merge. Și adică, eu cred că fiecare copil are timpul lui. Adică dacă mie pediatrul mi-a spus că e totul ok, să stau liniștită, să nu mă preocup, nu văd de ce ar trebui să vă preocupa, să preocupe alte femei, alte doamne, alți domni pentru copilul meu. Copilul meu este monitorat de pediatru, adică ca fiecare copil eu întreb, adică nu e că mergi și zic, ei, lasă, dacă merge, merge, dacă nu merge, nu merge, dacă se îngrașă, se îngrașă, dacă crește, crește. Deci e monitorat în sensul că noi mergem la control regulat și dacă doctorul care are o școală, care are, specialist în acest domeniu și îmi spune că e tot ok, nu văd de ce ar trebui alte persoane să-și dea cu părerea. Așa că și eu am învățat la rândul meu, vă spun sincer, să nu îmi paragonez copilul cu altcineva și să spun, al meu, nu știu, al meu zice mama, tata, știe cum face cățelul. Este adevărat, Cezar știe cum face cățelul, pisica, ursul, știe foarte multe lucruri pentru vârsta lui, zic eu. Dar asta nu înseamnă că alt copil care nu face aceste lucruri e mai, nu știu, nu e atât de deștept sau... Eu cred că fiecare, ca și fiecare persoană, are timpul lui. Adică el, la timpul lui o să umble, la timpul lui o să vorbească, ca fiecare. Deci chiar vă sfătuiesc, nu faceți prostia asta să vă paragonați copiii cu alți copii. Nu, copilul vostru e cel mai bun pentru voi, va fi întotdeauna cel mai bun pentru voi, așa cum și voi ca mame sunteți cele mai bune mame pentru copiii voștri. Ei niciodată nu vor găsi o altă persoană mai bună decât voi, așa că nu trebuie să paragonați niciodată copiii între ei. Nu, nici când sunt mai mari, nici când sunt mai mici. Să faceți prostia să ceța... Deci nu trebuie paragonat așa cum nu ne paragonăm nici noi. Alt lucru care mă enervează și cred că despre asta v-am mai spus, este atunci când eu decid să, nu știu, să nu-i dau să mănânce biscuiți, iar alte persoane, care pot să fie din familie sau prieteni, dar lasă să mai mâncim, adică voi trebuie să înțelegeți, cei care stați cu copiii altora, bunici, mătușe, unchi, sore, frați, deci dacă mama copilului
vă spune că nu, deci te rog, nu-i da, nu știu, nu-i da Fanta, nu-i da biscuiți, nu-i da înghețată, are un motiv. Eu nu sunt o mamă restrictivă, credeam că o să fiu, dar nu, chiar nu sunt. Adică să nu cumva să mănânci biscuiți sau să nu cumva să guste dulce copilul sau să nu cumva să-i dea înghețată, nu. Deci eu îi dau să guste din tot, lui îi place foarte mult să guste din tot, dar nu îmi place să exagerez, adică nu mă apuc acum și copilul să-i dau o Fanta întreagă sau nu mă apuc acum copilul să-i dau o înghețată întreagă, pentru că e prea mult, e încă prea mic ca el să... Deci ca el să poată să bea atâta sau să poată să mănânce atâta. Deci chestia asta mă enervează atunci când părinții nu vin ascultați. Eu nu o fac din răutate când spun, a, nu-i da să mănânce asta, nu-i da să bea, dar o fac pentru binele copilului meu, pentru că chestia cea mai importantă este asta. Așa că voi cei care stați cu copiii altora, încercați să ascultați, încercați să ascultați ceea ce vă spune mama sau tatăl copilului să faceți cu copilul, ok? O a treia chestie care mă enervează este atunci când, dacă se întâmplă ceva cu copilul, spre exemplu plânge, îi e foame, îi e sete, hai ia-l că-și maică sa. De ce? Adică, este adevărat că până copilul are o anumită vârstă în care poate să vorbească, tu ca mamă ești punctul, ești reperul, ești totul pentru, acel, pentru copilul tău, deci ești totul și este adevărat. Dar, copilul are un tată. Copilul meu este foarte atașat de tatălui, este foarte bine cu tatălui, eu când plec la facultate, ei amândoi stau împreună și sunt fericiți, adică stau bine, mănâncă, se joacă, ies, fac orice. Deci nu e că copilul meu, dacă plânge și vine dat tatălui, copilul meu se plânge, nu, copilul meu termină să plângă, dar sunt anumite persoane care au încă concepția asta că dacă se întâmplă ceva copilului, vai, cu maică-sa, vai, cu maică-sa, s-o stresăm pe maică-sa, nu, dragii lor, cei care stați tot așa cu copiii altora, dacă sunteți bunici, mătușe, unchi, străbunici, orice ați fi și stați cu copilul fiicei, nepoatei voastre, nu doar mama, adică, în primul rând, eu cred că eu ca mamă sunt stresată, în sensul că, să vă zic, o notată din viața mea este că am terminat cu o facultate și am început altă facultate. Deci eu merg aproape în fiecare zi, vă dați seama că sunt destul de obosită, încă alăptez, o să fac un video aparte și despre alăptat, pentru că este o chestie care, în fine, mă enervează. Încă alăptez, vin acasă, fac lucrurile casnice, mai și lucrez. Deci vă dați seama că în momentul când copilul plânge, eu prefer să-l dea tatăl, pentru că copilul meu se plânge și cu tatăl și tatăl nu este chiar atât de stresat ca și mine. Așa că încercați să vedeți un pic copilul cum se liniștește, iar dacă se liniștește cu tatăl, încerca să-i dea și tatăl. Nu e neapărat că dacă tu ai copil acum, numai cu tine trebuie să stai copilul și tu ești mama și cu copilul. Asta nu vreau să spun pentru că eu îmi iubesc copilul și, Doamne, deci să nu-l atingă apă rece, cum e vorba. Dar, câteodată, eu zic că sunt persoane care exagerează, adică nu, deci cu tine trebuie să stea, că dacă nu stau cu tine, nu știu ce se întâmplă. Nu, nu este așa. Copilul trebuie să se obișească să se liniștească cu tatăl, cu bunicii. Și sunt bucuroasă pentru că Cezar chiar se liniștește foarte tare cu tatălui și chiar și cu bunicii, adică el e liniștit. Și, apropo, cum vă spuneam, cu ultimul lucru pe care pe mine mă enervează, pentru că sunt multe care, chestii care mă enervează, astea sunt cele mai așa, care săptămâna asta m-au secat, este chestia cu alăptatul. Adică eu, băiatul are 14 luni, eu încă alăptez. Dar de ce alăptez? Să vă explic. Copilul meu ia sân de 2 ori pe zi sau de 3 ori maxim. Dimineața, la prânz, înainte să doarmă și seara. Eu îi dau încă sân din comoditatea mea. Adică am încercat să-i dau lapte, praf, nu-i place, deci îl urăște, dar am încercat în același timp să-i se adorm fără sân și îl doarme fără sân, deci fără niciun fel de problemă. Deci este un lucru pe care eu îl, pentru comoditatea mea, îi dau. Este adevărat că au început să iasă dinții, măsele, deci e tot inflamat în gură și îmi cere mai mult. Și are zile. Are zile când chiar nu vrea, adică nu trebuie să scot sânul afară, și are zile care stă doar la sân. Dar este o alegere a mea, adică aleg eu momentul în care o să termin să-i dau lapte, aleg eu momentul în care cred eu că e mai bine pentru mine și pentru el ca să nu-i mai dau sân și o fac din
din comoditate, adică mi-e mult mai comod să stau să-i dau sânul decât, așa avem un contact al nostru, decât să stau să-i preparam. În primul rând nu-i place laptele ăla, dar vreau să spun că eu când dau lumea, orică, păi de e așa mare și încă mai dai sân, dar este alegerea mea, adică eu aleg să fac ceea ce eu îmi doresc cu copilul meu, din moment ce vouă nu vă cer nimic. Și mai sunt și persoane care, spre exemplu, zic, păi da, nu trebuie să te ai până când ai, adică până la 5 ani, dacă ai, nu, nici așa cum place. Și chiar am decis că săptămâna asta o să merg și o să-mi iau, pentru că trebuie să-mi iau pastilele alea care îți oprește lapte, pentru că eu produc încă foarte mult lapte. Dar oricum este o alegere pe care părinții, mama trebuie să o facă, nu părinții, mama trebuie să o facă, așa că voi nu vă dați cu opinia, pentru că voi nu știți ce simte mama, nu știți ce simte copilul, nu știți ce e în mintea și în inima lor. Așa că asta vă sfătuiesc. În primul rând, nu vă paragonați copiii cu nimeni și, în al doilea rând, voi, mai ales voi care stați cu copiii altora, încercați să ascultați ceea ce vă spun părinții. Pentru că întotdeauna părinții vor cu binele copilului și voi vreți binele copilului, dar probabil noi părinții suntem un pic mai... Adică am vrea să fim mai ascultați de bunici, de persoanele care sunt copiii noștri, pentru că așa suntem noi, deci noi părinți trebuie să, regulile noastre trebuie să fie respectate. Dragile mele, sper să vă regăsiți în acest video. Vă rog să-mi lăsați comentarii și să-mi spuneți și voi ce credeți, ce părere aveți despre lucrul acesta, dacă sunteți de acord cu mine. Dacă nu, nu, scrieți-mi că nu sunt de acord. Eu vă mulțumesc, nu uitați să vă înscrieți la canal și dacă vreți să mă urmăriți, mă urmăriți și pe Instagram, Ioana Ancaina, așa că eu vă pup și ne vedem data viitoare. Vă pup!